Să te duci la o soră care are mai mulți copii să-i spui: soră, azi eu fac de mâncare. N-am nimic de mâncare acasă, dar eu fac aici. Soră, auzi, eu îți fac cumpărăturile astăzi. Îmi spui tot ce trebuie, îmi dai lista, eu plec la cumpărături. Dar de ce faci asta? Pentru că eu cred că Dumnezeul meu merită. Pentru că eu cred că trebuie să fie o binecuvântare pentru tine și casa ta. Și vine Biblia și spune: egoiștilor din 2022, în frunte cu mine, îl așteptăm pe Hristos? Conduce mașini de lux, bă, ne dăm asta, ce mașini, cât ai dat pe aia, ce gen țară, ce telefon ți-ai mai luat? Bă, dar ne-i greu să mai scoatem, să-i mai ajutăm pe alții? Ne-i greu să mai mergem să fim lângă cineva? Ne place să fie toți lângă noi, să ne înconjoare cine sunt, dar noi să-i binecuvântăm pe alții cu un simplu telefon? Să-i sunăm pe alții, să le spunem: bă, frate, vreau să văd ce mai faci? Ce mai e de viața ta? Să-ți binecuvintez sora cu un mesaj. Bă, un mesaj dacă nu poți mai mult. Să-i dai un mesaj? Mi-a povestit un tânăr care la un moment dat a vrut să se sinucidă și îmi povestea el: frate Alin, m-am dus pe un peron de gară dintr-o țară din Occident. M-am pus pe marginea peronului și am zis: vine trenul. Și acolo peronul e foarte, trenul vine foarte aproape de peron, așa, dacă vreți, centimetric. Și la un moment dat a zis: vine trenul, nu mă plec în față. M-a luat trenul și am devenit istorie. Și a zis: nu mai vreau să văd pe nimeni, nu mai vreau să aud pe nimeni. Și la un moment dat a zis, în timp ce trenul venea și l-auzeam cum fluiera și suna, pentru că mă vedea că vreau să mă arunc în fața lui, îmi vibrează telefonul. Frate Alin, de curios am scos telefonul din buzunar să văd cine mă sună pentru ultima dată. Și când m-am uitat pe ecran, un frate care l-am stimat de fiecare dată, un om blând, un om extraordinar, dar care nu a vorbit cu mine în viața lui. Atâta de curios am fost, ce vrea omul ăla să-mi spună? Și o zis, am răspuns la telefon, alo, da, a plecat trenul. O zis, a fost telefonul care mie mi-a salvat viața. Pentru că un frate și-a făcut timp să mă sune, să mă întrebe: Rafi, ce mai faci, ești bine? Nu te-am mai văzut de mult la biserică, vreau să mă întâlnesc cu tine. Mai există oameni care să mai binecuvinteze în felul ăsta? Asta e credință, restul e teatru penticostal. Și caută Dumnezeu pe oameni care chiar mai pot să-și mai dovedească credința prin faptul că ei sunt gata să-i binecuvinteze și pe alții. Dumnezeu să ne ajute pe toți. În al treilea rând, credința pe care Hristos o așteaptă e una nemodificată, e credința care îi binecuvintează pe alții și, ascultați-mă bine, e credința care știe să mulțumească de fiecare dată. Bine, avem o problemă în generația noastră și cu mulțumitul ăsta pământesc, să-i zici mulțumesc celui de lângă tine. Dar atât de tare mi-a plăcut momentul ăsta când Domnul la cină, zice Biblia, a luat un pahar și după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu l-a dat. Dar de ce nu l-a dat să îl bea ucenicii, să spună: noi acum mulțumim la Dumnezeu pentru toată lucrarea asta, pentru că Dumnezeu așa a vrut să facă, nu? Pentru mine atât de interesant a fost acest după, într-un mod formidabil. Mi-a vorbit Dumnezeu prin cuvântul ăsta într-un mod extraordinar. Și Dumnezeu parcă îmi răsuna în mintea lui: dacă tu crezi, niciodată nu faci lucruri doar după ce îi mulțumești lui Dumnezeu că le poți face. Vedeți dumneavoastră, plecăm deseori de acasă dimineața și plecăm înainte să-i mulțumim. Dar ar trebui să plecăm după ce îi mulțumim că ne-a mai dat Dumnezeu o zi. Dar faptul că noi nu mai credem că Dumnezeu chiar ne-a dat viața și o luăm totul așa de avalma și la grămadă și luăm totul așa la kilogram, mergem înainte din inerție. Dar Dumnezeu iubește credința aia care, datorită faptului că eu cred că tot ce am primit din mâna lui Dumnezeu, nu fac niciun pas până nu-i mulțumesc. Eu de ce îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi? Datorită faptului că eu cred că doar bunătatea lui Dumnezeu m-a mai trezit și azi dimineață. De-aia îi mulțumesc. Dar de ce îi mulțumesc lui Dumnezeu când o să ajung acasă de seară? Că l-am pe Neluțul șofer, e drept, e unul dintre cei mai buni șoferi. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost bun cu amândoi și ne-a ajutat să ajungem în familiile noastre. De ce credeți că îi mulțumesc lui Dumnezeu înainte să mă pun să mănânc? Pentru că sunt alții care au ce mânca, dar nu pot, beau supă cu paiul. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să iau furculița în mână singur. De aia Biblia vine și spune, pentru faptul că eu cred că toate astea sunt din El și pentru că sunt prin El și obligatoriu pentru El, eu mai întâi de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă. Îi caută Dumnezeu pe oameni în generația asta care știu să mai mulțumească datorită faptului că ei cred. Știți cum mulțumesc mulți? Că așa e model. Te-ai rugat la masă! Și îl vezi pe copil: Doamne Iisuse, Tatăl nostru, ce ceresc, Doamne, ție îți mulțumesc. Nici el nu știe bine ce zice. Și eu iau pe copii și le spun: bă, stați un pic să vă spun ceva.
Îi zic într-una din zilele la mica mea, ia mestecă. Toate, mestecă-mă, mai ia să vă cum mestec. Mă, mestecă cu gura închisă, frumos, cum facem și educație. Amestecă, zic, auzi, dar tu știi că sunt copii care nu știu să, nu pot să mestece. Și eu sunt așa șocat, serios? Păi și acum mănâncă? Cu paiul. Ea nu știu ce gust are că au cartofii prăjiți, că nu pot să-i mănânce. Beau numai supă cu paiul, pe venă, să mai ducă câteva zile. E mulțumit lui Dumnezeu că vezi? E mulțumit lui Dumnezeu că auzi? E mulțumit lui Dumnezeu că te ține pe picioare? Uităm să facem toate astea pentru că în interiorul nostru nu mai credem că toate astea sunt doar datorită faptului că Dumnezeu e bun. Și dragii mei, îi caută Dumnezeu pe oamenii care mai au puterea să mai mulțumească. Știți? Este o statistică interesantă. Avem câte o casă, locuim în câte o casă, sunt 100 de milioane de oameni care n-au unde să locuiască. Fiți foarte atenți. Avem ce să mâncăm în fiecare zi. 795 de milioane de oameni n-au asigurată hrana zilei de mâine. Ei mâine s-aș ala ce-o fi. 795 de milioane. 780 de milioane de oameni n-au acces la apă potabilă. 780 de milioane de oameni nu au acces la apă potabilă. 37 de milioane de oameni doar în Statele Unite trăiesc sub limita sărăciei. 37 de milioane de oameni, atenție, sunt declarați în lumea asta complet orbi. 37 de milioane de oameni sunt declarați nu cu miopie avansată, nu cu miopie galopantă, complet orbi. 40 de milioane de oameni sunt cu handicap de ultim grad, adică legume. 40 de milioane de oameni. Și dragii mei, noi vedem, noi mergem pe picioarele noastre, nu suntem legumă în pat, datorită faptului că Dumnezeu e bun. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu împinge nimeni un scaun cu rotile în spatele meu, pentru că eu cred că doar Dumnezeu e acela care mă ține. În seara asta, oameni buni, credința noastră trebuie să capete o altă dimensiune. Dimensiunea aia care să îi binecuvinteze și pe cei din jurul nostru. Credința noastră în această seară trebuie să capete dimensiunea aia care să nu rămână niciodată modificată credința, să rămână tare. Mâine dimineață veți merge în moșnița, vă veți întâlni cu prietenii dumneavoastră. Rugați-L pe Dumnezeu în seara asta să vă dea credință puternică și să le spuneți prietenilor, aia cu care faceți business, doamnelor de la școală cu care vă întâlniți când vă duceți copiii, să le spui măcar atât. M-am rugat azi dimineață pentru copiii noștri. Dumnezeu să-i binecuvinteze. O să se uite la tine ca la avioane, că nu te-o mai auzi făcând așa niciodată. Dar va fi dovada faptului că tu îl crezi pe Dumnezeul care îți poate binecuvânta copiii. Să ai mâine dimineață puterea să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare pas pe care îl faci, pentru că tu crezi că doar Dumnezeu te ține. Mulțumește lui Dumnezeu măcar o dată pe săptămână că nu știi cum arată chimioterapia. Ascultați-mă bine. Mulțumește lui Dumnezeu măcar o dată pe săptămână că habar n-ai cum arată ambulanța pe interior. E un har. Mulțumește lui Dumnezeu măcar atunci când ajungi acasă dintr-o călătorie că n-ai fost niciodată prins sub fiarele vreunei mașini. Oameni buni, ascultați-mă bine. Toate aceste mulțumiri sunt dovada faptului că noi credem că doar Dumnezeu stă cu mâna întinsă. Iar o astfel de credință îl onorează pe Dumnezeu. Va mai găsi El credință pe pământ când va veni? Credința aia care să-i binecuvinteze pe alții? Credința aia care să fie mereu mulțumitoare?